culoarea vopselei pentru păr aleasă incorrect poate îmbătrâni mai mult decât firele albe care apar în mod natural. De asta trebuie să evitați unele nuanțe dacă nu vreți să adăugați câțiva ani în imagine. Părul negru în tinerețe arată splendid, creând imaginea unei femei fatale. După o vârstă, însă, această culoare întunecată doar creează umbre, făcând micile riduri să pară și mai adânci, iar fața mai obosită. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțați la părul brunet. Soluții există. Trebuie doar să-l luminați cu o nuanță sau două pentru a adăuga acele reflexii aurii pe podoaba voastră capilară. Părul va arăta proaspăt, sănătos, la fel și fața. Prea deschis sau blondul rece tot îmbătrânește. Cu o asemenea culoare, fața va arăta fără vlagă și pe acest fundal vor ieși în evidență micile imperfecțiuni. Optați pentru un blond cât mai natural, evitând culorile reci. De ce nu adăugați note șatene? Nuanța cenușie tot nu este cea mai potrivită când înaintezi în vârstă. Această culoare imediat îți răcește tenul, face firele să arate mai subțiri și lipsite de strălucire, așa că evitați-o. Dacă asociați părul roșcat intens cu pasiunea, vitalitatea și energia, să știți că nu e valabil la orice vârstă. Odată cu trecerea anilor, e cazul să optați pentru cupru cu strălucire naturală. Culorile excentrice țipătoare tot ar trebui lăsate în anii furtunoși ai tinereții. Ele nu vă avantajează, dimpotrivă, evidențiază vârsta și mai mult. Dacă totuși vreți să purtați o pată de culoare, încercați să vă dizolvați blondul cu nuanțe de roz sau brunetul cu fire roșcate.